Bună ziua, stimați telespectatori, o nouă ediție Regiunea în Obiectiv, 12 mai 2021. Ne-am propus două teme foarte importante până mai ieri, dar de ieri producătoarea emisiunii a mai adăugat încă o temă cu invitați foarte importantă. Știe toată lumea deja întâmplările care se desfășoară în statul Israel. Ați văzut și aseară, toate canalele de televiziune interne și internaționale au transmis și în direct și în reluări cadre fantastice care se văd foarte, foarte rar în zilele noastre. Din păcate, din nou apar astfel de imagini și despre tot ceea ce se întâmplă în timp real, acum, în Israel, vom afla de la cei doi invitați pe care îi avem direct din Israel, ambii foarte cunoscuți, domnul dr. Tzvika Herman Berkovici, consul onorific al României în Israel și medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu. Bună ziua, domnule doctor! Bine ați revenit în emisiune. Din păcate, pe această temă ne-am obișnuit să discutăm despre pandemie, unde ne-ați fost un veritabil antemergător, un veritabil om care ne-ați insuflat optimism și foarte multă lume, inclusiv medici, colegi de ai dumneavoastră, au învățat din practicile, bunele practici ale Israelului. Bună ziua încă o dată! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Invitația este într-adevăr într-o zi puțin neplăcută. Da. Însă vreau să vă... Dacă îmi permite să vă spun că văd niște titluri în România și în alte părți, situație dezastruoasă în Israel. Nu trebuie să exagerăm. Situația noastră este nu e bună, dar nu e dezastruoasă. Noi trăim mai departe, lumea merge la lucru, barurile sunt pline, hotelele sunt pline, mall-urile sunt pline, adică nu este dezastru, nu avem o problemă de existență a Israelului. Știți cum e, domnul doctor, vă întrerup, știți cum e, este și solidaritatea umană. Chiar dacă în momentul în care vezi pe ecrane, în direct, de la Tel Aviv, fum peste case, când vezi bombardamente, atunci bineînțeles că toată lumea are așa o empatie față de tot ce se întâmplă acolo. Chiar acum avem niște imagini despre care am vorbit, dar vă întrerup, nu știu dacă mai avem și un telefon în direct, domnul profesor Gustav Meiseles, dacă se află în direct cu noi. Domnia sa este profesor la Universitatea din Tel Aviv. Domnule profesor? Da, sunt aici. Mersi pentru invitație. Bună ziua, domnule profesor. Ce vreau să vă povestesc, să povestesc. Bine, scuzați-mă, domnule doctor, vă ascult să vă terminați ideea, după care mă îndrept către domnul profesor. Vreau să spun că situația în Israel este neplăcută pentru faptul că vedeți aceste rachete care au apărut ieri și peste 100 de rachete care au căzut pe Tel Aviv și împrejurim. Adică orașe pe care noi ați auzit, Holon, Rishon LeZion, Ranana, adică tot felul de orașe în jurul Tel Avivului și au căzut aceste rachete, din păcate. Câteva din aceste rachete într-adevăr și-au găsit ținta, majoritatea, peste 90% au, din cauza sistemului nostru, care este un sistem de antirachetă foarte dezvoltat, am reușit să-i distrugem încă în aer, dar 10% din ele au căzut și uitați, sunt multe locuri unde s-au fost distruse o casă, o mașină, oamenii care au început să fugă la tot felul de lucruri. Vă dați seama că în Israel, din cauza acestor situații, știți cum se spune în Israel, noi am trecut pandemia în sfârșit, dar noi ne-am întors la realitate, cum se spune. Că din păcate, asta e realitatea israeliană. Aceste rachete, aceste bombe, din păcate, aceste terori sunt care nu le pasă dacă sunt copii și nu le pasă cine unde cade bomba. Vă dați seama că până acum, cel puțin dimineața, au murit 6 izraelieni. Dar din cei 6 izraelieni, 3 sunt evrei, 2 sunt arabi și una este din India. Adică o femeie care a lucrat aici, o femeie care avea grijă de o femeie bătrână, ea a murit. Vă dați seama că racheta nu știe unde cade și nu contează că au murit și o familie de arabi. Da, este groaznic ce ne spuneți, domnule doctor. Domnule profesor Meiseles, spuneți-mi, vă rog, da, pe dumneavoastră, când, unde, cum
v-a prins acest moment groaznic care a continuat după aceea. Adică să ne povestiți povestea dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți o treabă care e o problemă de principiu. Ce caută presa și dumneavoastră ca oricine? Nu poate să scrie un ziar și să-și vândă când spune 8 milioane de oameni s-au sculat dimineața, s-au dus la lucru, s-au spălat pe dinți. Nu, trebuie să spună ceva. Și de asta se pare că e ceva care e război mondial. Nu e război mondial. Totul e bine, pe mine m-a găsit treaba asta în pat, am stat în pat foarte bine, a fost alarmă, s-a făcut două, trei, bum, bum, bum. Avem sistemul ăsta de care domnul doctor a vorbit, care se numește cupola de fier, care e un sistem tehnologic fantastic. Nu e ermetic, nu e 100%, dar dă apărare. Din 100 și ceva sau 200 de rachete care le-au trimis barbarii ăștia, 3 sau 4 au căzut. Ce să-i faci? Au căzut. Dar e o proporție minimă. Deci, întâi și întâi trebuie ținute lucrurile în proporție. Asta e, și lucru începe mult mai devreme și mai adânc, și la asta oamenii pot mult mai greu să ajungă, pentru că nu, în general, oamenilor le e greu să înțeleagă că e altcineva care gândește altfel. Israelienii, regimul israelian, democrația israeliană, gândește așa cum gândește Europa occidentală liberală. Dar eu, să știți, eu personal și foarte mulți colegi de-ai mei gândim exact la fel cum ziceți și dumneavoastră, nu facem nicio diferență, pentru că... Păi asta, exact asta spun, aici e problema. Arabii gândesc cu totul altfel, au un alt DNA mental. Un alt DNA mental. Și atâta timp cât nu înțelegi DNA-ul mental al lor, nu înțelegi ce se întâmplă și ți se pare, Doamne ferește, asta nu e normal. E normal, după felul lor de a gândi, să arunce cu pietre, să ardă, să linșeze, asta e lucru obișnuit, asta ce trebuie să fie. Și când spui așa ceva, oamenii nu înțeleg. Adică dumneavoastră, domnule profesor, vorbiți despre o normalitate a lor care de fapt este anormală. Nu e normal, e normală pentru ei. Asta zic, o normalitate a lor care om, de fapt... Un om ca mine, ca dumneavoastră, ca orice european, gândește și când află informația, o trece ca prin sita de la ceea ce l-au învățat pe el la școală. Să fii liberal, să fii bun, să dai semne de condescendență, să te porți frumos, să ajuți. Pentru el, când vede așa ceva, un gest de încredere, sau cum vreți să-i spuneți? Am înțeles. Pentru el asta, domnule doctor, omul, da. Domnule doctor, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, la fel ca și domnul profesor, ați avut, din păcate, parte de astfel de momente neplăcute. Cum vedeți aceste momente, vor escalada în zilele care urmează sau vor fi estompate și dispar? Sau dumneavoastră înțelegeți mai altfel ritmicitatea acestor evenimente tragice? Și dumneavoastră știți și toată lumea știe că Israel este o țară foarte puternică. Noi suntem o țară care, dacă vrem, în câteva ori am cucerit Gaza. Noi nu vrem să cucerim Gaza, noi nu vrem să punem stăpânire pe Gaza, noi nu vrem să avem grijă de 2 milioane de oameni. Noi putem în câteva ore. Armamentul nostru este armamentul cel mai dezvoltat, tehnologia noastră este formidabilă. Noi astăzi folosim împotriva acestei ce fac acești nemernici din Gaza, folosim un procent foarte mic din armamentul nostru. Vă dați seama că dacă noi am folosit tot ce este armamentul nostru, n-a rezistat. Nu numai asta, trebuie să știți că noi ceea ce facem în Gaza, și foarte important să știți și toată lumea să știe, noi avem foarte mare grijă să nu omorâm populația civilă. Noi să știți că dacă noi, de exemplu, bombardăm o clădire de acolo, ce facem înainte? Noi știm numărul telefoane de la fiecare persoană care locuiește în Gaza, le dăm telefoane ca să iasă din locuințe de 2-3 ori, după aceea le dăm, așa zis, un avertisment, o mică bombă mică care cade pe tavan, le spunem fiți atenți, mergeți afară, nu vrem să vă omorâm,
Și abia după aceea, după zi două, este bombardată acea clădire. Deci, foarte interesant ce spuneți. Se vorbește foarte rar despre așa ceva. Cred că mai spre deloc. Dar spuneți-mi, vă rog, aici, invers aici, se întâmplă. Aici e nenorocirea. Asta spuneți-mi, nenorocirea. Domnul profesor, da. Aici e nenorocirea. Adică? Că Israelul, ca o țară democrată și liberală, care gândește ca un european și pentru care viața omului e sfântă, la noi sunt impuse reguli foarte stricte de a nu lovi civili. La noi fiecare soldat de aia e frică să treacă, că el trebuie să vină cu un avocat lângă el, că el dacă trage, chiar dacă trage în aer, are după aia procesul. Trebuie să aducă dovada, probabil, de ce a tras în aer. Dacă, de ce a tras? Imediat are proces. Dacă i-a spart unui acasă și el a tras pe omul ăsta care s-a apărat, pe el îl dă în judecată, că a folosit armă. Chiar dacă a fost așa? În autoapărare, da? Da. Pentru un om normal, asta se pare, e la noi chestia asta de liberalism, de drepturile omului, de păstrarea vieții unui privat, unui om, a devenit un paroxism. Deja nu mai poți să te aperi pentru că ți-e frică ca să ai un proces. Și atunci, cum spune domnul doctor, la noi, după părerea mea, dat fiind că eu sunt arabist și gândesc ca ei, pentru ei asta e un absurd. Adică tu vrei să dărâm casa și spui oamenilor să iasă, trebuie să dărâm cu oamenii. Da, domnule profesor, foarte bine că ați pomenit că sunteți... Nu, pentru asta, nu, asta e diferență, care e bine, care și în România să se înțeleagă. Da, foarte bine că ați spus obiectul... N-au niciun fel de reticențe morale, nu există. Există un principiu în islam care se numește taqiyya, care oamenii nu-l cunosc, care decepție. Totul ce faci, fă prin decepție. Și ei fac exact lucru care prinde, și asta e nenorocirea. Ei, dacă cunoști copiii la grădiniță, ăla care nu e așa de plăcut, se duce și dă cu piciorul în genunchiul prietenului și se duce imediat la educatoare și spune, m-a lovit. Da. Adică el a dat cu piciorul și el fuge și spune, m-a lovit. Ultimele două minute, domnule doctor Țvica, da. Herman Berkovic, așa cum a spus și colegul dumneavoastră, profesorul Meiseles, foarte multe lucruri țin de mentalitatea unora și mentalitatea altora. Totuși, aveți o vastă experiență, nu numai ca medic, aveți o vastă experiență ca om care este implicat în foarte multe acțiuni socioculturale și nu numai. Cândva și cândva, pentru că trebuie să-ți pui întrebarea aceasta, nouă ni se pare normal să o punem, dumneavoastră probabil o recepționați altfel. Până când poate să mai țină astfel de situații prima pagină a ziarelor? O să mai ține câteva zile. Vă spun ce se întâmplă. Noi avem, cum am spus, armamentul nostru care putem să terminăm repede. Ei au un armament care l-au primit de la Iran. Trebuie să știți, tot armamentul ăsta este primit de la Iran. Deci Iranul este cei care sprijină. Iranul nu poate să intre ca forță militară în această perioadă. Numai ei sunt ca forță militară în Libanon. Știți foarte bine, de acolo pot să intre prin Israel. Și din păcate, Iranul este din această cauză pericolul Israelului, fiindcă Iranul a spus clar, noi vrem să terminăm Israelul, noi vrem să ștergem Israelul de pe suprafața pământului. Deci noi ne apărăm în fond existența și ne apărăm și în fond casa și copiii noștri. Și vreau să vă spun că situația Israelului nu este așa ușor. Noi avem fiecare casă, avem adăposturi. Adică noi fiecare casă unde avem, auzim o sirenă. Unde sunteți dumneavoastră acum, aveți adăpost? Eu sunt acum în adăpost. Sunteți în adăpost? Da, eu sunt în adăpost cu dumneavoastră, vorbesc cu dumneavoastră de adăpost, deci nu este nicio sirenă acum, însă vreau să fiu sigur, să nu fiu întrerupt, așa că eu vorbesc din adăpost cu dumneavoastră, însă viața continuă, noi suntem fericiți și în continuare suntem fericiți și știm că o să treacă, ei nu ne pot distruge, n-au nicio șansă să ne distrugă, nimeni nu are nicio șansă să ne distrugă. O întrebare la care răspundeți sau nu răspundeți la final, domnule doctor, știți foarte bine, mai vin și eu cu niște întrebări câteodată care ori au răspuns, ori nu au, aproape zilnic. De acum, probabil în această perioadă, zilnic sunteți în contact cu premierul Benjamin Netanyahu.
Domnia sa, cum caracterizează tot ce se întâmplă acum în Israel? Ce prevede? Cred că este foarte afectat de toată treaba aceasta. Vă dați seama, premierul este primul rând afectat că n-a reușit să facă un guvern, când da. A avut el dreptul de guvern. Dar acum vorbesc acum de aceste probleme tragice. Vă dați seama că zi și noapte este acum ocupat, este în bunker, este conduce această acțiune împreună cu alții militari, cu militare, și de obicei, fiindcă premierul are și a fost și militar, dar știți foarte bine că premierul așa, a fost militar. Da. A fost și deschis, e tot timpul, încă ieri noaptea, la 2 noaptea, a fost să vadă niște turbulențe care au fost într-un oraș care este Lodu, dacă știți dumneavoastră, da. Care unde arabii au atacat pe evrei, adică parcă au uitat că ei trăiesc în Israel și au atacat pe evrei, vă dați seama, și acolo astăzi trebuie să fie liniște, este intrat armata acolo, deci este foarte ocupat. Dimineața am vorbit cu el 3 minute, l-am întrebat cum se simte, asta este tot. Am înțeles. Și este bine, conduce mai departe. Aveți mare grijă de dumneavoastră, de familiile dumneavoastră, de toți cei dragi. Noi suntem alături de dumneavoastră cu tot ce putem deocamdată sufletește. Mulțumesc foarte mult celor doi domni, domnul doctor Țvica Herman Bercovici și domnul profesor Gustav Meiseles, direct din Israel. Ați auzit, doamnelor și domnilor, la cald tot ce se întâmplă acum în statul Israel. Să sperăm că nu va mai continua foarte multă vreme. Noi ne continuăm mersul ediției de astăzi la regiunea în obiectiv. Mai mulți elevi din Cluj-Napoca au împărțit gratuit clujenilor măști de protecție. Acțiunea face parte dintr-un proiect amplu, măștile fiind cumpărate dintr-un premiu obținut la Gala 10 pentru Cluj. Trecătorii care au primit măști au salutat inițiativa tinerilor. Mască gratuit și un pliant cu școala noastră, Colegiul de Servicii în Turism Napoca. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Elevii de la Colegiul de Servicii în Turism Napoca au împărțit astăzi 500 de măști în centrul orașului. Ei spun că și-au dorit astfel să încurajeze pe oameni să poarte masca de protecție, chiar dacă restricțiile se relaxează. Școala noastră a fost implicată în mai multe proiecte în anul trecut școlar. De asta am și câștigat un premiu la Gala 10 pentru Cluj, în care banii primiți ne-am decis să-i restituim, să-i folosim pentru măști, ca să le oferim oamenilor, cu totuși că masca încă este obligatorie. O astfel de acțiune importantă pentru că unii oameni își folosesc masca de mai multe ori, aceeași mască, și ar fi bine să-și o schimbe odată la zi. Acest proiect are în spate câțiva ani, adică noi de vreo 2 sau de 3 ani încercăm să facem proiecte de voluntariat. Astfel, în toamnă, am câștigat una dintre categoriile de la Gala 10 pentru Cluj la proiecte de inovație și cu o parte din banii investiți i-am folosit în acest proiect de voluntariat care constă în împărțirea de măști către populație. Cum am profitat și de faptul că este un timp destul de frumos, lumea a ieșit la terasă. Cei care au primit măști s-au arătat încântați de inițiativa elevilor. Este care, să spun, nu are bani și nu poate să-l cumpere. Sunt mai în vârstă, mai nu știu ce sau... Și așa, o idee foarte bună. O idee bună. Nu toată lumea își permite la 2-3 măști pe zi să le schimbe. Deci un lucru bun. Elevii de la Colegiul de Servicii în Turism Napoca au și alte proiecte de voluntariat pe care vor să le implementeze în următoarea perioadă. Ne-am gândit să facem pe alt plan activitate de ecologizare a cartierului Mănășturi, zona în care noi ne desfășurăm activitatea. La acțiunea din centrul orașului Cluj-Napoca au participat aproximativ 20 de elevi. Da, am revenit. Între timp s-au realizat legăturile video cu 3 medici foarte importanți ai Clujului, dar înainte, bineînțeles, am să îi prezint și am să îi întreb despre această inițiativă a elevilor, după care vom trece la tema de bază, să-i spun așa, despre apariția căpușelor, pentru că în fiecare an, în această perioadă, discutăm foarte intens. Acum nu ne-a ajuns să discutăm doar despre COVID-19, mai discutăm și despre căpușe. Alături de noi, doamna conferențiar dr. Violeta Briciu, domnia sa fiind director medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj. Sărutul meu, estimată doamnă! Bună ziua! Mă bucur să ne reîntâlnim! Și eu mă bucur. Domnul profesor universitar dr. Călin German, șef catedră parazitologie USAMV Cluj. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și de spectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu aici. Și nu în ultimul rând, domnul doctor Ioan Mureșan, domnia sa fiind medic de familie, medicii de familie care acum au un rol extrem de important în toată această derulare a vaccinărilor, dar mai multe ne va spune domnia sa. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Am să îmi permit, cu permisia dumneavoastră, să fac așa un tur de orizont, o părere foarte scurtă despre inițiativa acestor elevi. Încep, bineînțeles, cu dumneavoastră, doamna director. O inițiativă foarte bună și nu trebuie să uităm de măsurile de prevenție nespecifică pentru transmiterea COVID-19, chiar dacă suntem în plin avânt al vaccinării și cumva din perspectiva clinicii putem să spunem că vedem sfârșitul acestei pandemii și luminița de la capătul tunelului. Ce dar bine că auzim și astfel de fraze cu luminița. Am făcut foarte multe emisiuni cu dumneavoastră, doamna doctor, și atunci încă nu prea discutam, nici nu mi-am permis să vă întreb despre niciun fel de luminiță, dar aminte de o luminiță de la capătul tunelului. Mă duc către domnul profesor Călin German. În timpul materialului pe care l-am vizionat cu acești tineri foarte dragi, am văzut așa un zâmbet de simpatie pe buzele dumneavoastră, domnule profesor. Da, pe mine mă impresionează, cum să spun eu, aceste acțiuni ale tinerilor și mă bucură totodată că se implică atât de tare și asta face ca Clujul să fie printre primele orașe din țară în ceea ce privește ținerea în frâu și, să zicem, trecerea peste pandemia aceasta. Care pandemie o să vedem imediat când vom discuta și despre căpuși, cam ce semnificație a avut pentru căpușele din mediu. Adică pandemia versus căpușe? Pandemia, anul acesta pandemic, din punctul meu de vedere, a avut un efect pozitiv asupra naturii în ansamblul ei și a căpușelor în particular. Foarte interesant ce ne-ați previzionat. Vă vom asculta, dar mă duc către domnul doctor Mureșan. Ajută, nu, astfel de inițiative venite, chiar dacă nu sunt foarte, foarte multe la număr, dar uite, mai sunt unele care implică câțiva tineri care sunt foarte inimoși. Bineînțeles, orice lucru care e făcut pentru prevenție ajută. Ca să vă spun și eu, din punctul nostru de vedere, un lucru foarte bun a fost în această iarnă, pentru că am avut multe emisiuni ale noastre despre gripă. În această iarnă am avut vreo 10-15 cazuri de gripă la nivel național. Apropo de măști, măștile acestea ne protejează și de alte boli, și de varicelă, și de scarlatină, și de alte boli. Deci pentru noi, ca medici de familie, ne ajută foarte mult orice inițiativă de voluntariat, mai ales că va urma acum și maratonul de vaccinare de la sala polivalentă peste 2-3 zile, în care o să avem voluntari de la Facultatea de Medicină din Cluj. Am înțeles. Bun, mulțumesc că am făcut acest tur de orizont. Revin la tema noastră principală. A început sezonul căpușelor și atunci, tot în această ordine, cu permisia dumneavoastră, doamna doctor Briciu, ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce previzionați, cât de periculos este, ce trebuie să știm. Bineînțeles, domnul profesor German poate să intervină în orice moment, pentru că vreau o discuție cât mai vie pe această temă. Oamenii foarte interesați, uite, n-au ieșit încă din această stare nevralgică pandemică, hai să-i spun așa, și imediat au apărut și căpușele și nu mai știm ce să facem. Ieșim din casă, nu ieșim din casă, mergem pe malul Someșului, mergem în pădurea Hoia, dar dacă ne apucă acolo o altă problemă, nu pandemică. În această perioadă pandemică, cred că mulți dintre noi am redescoperit natura și, bineînțeles, cu drumeții, călătoriile în aer liber, campingul, vine și riscul expunerii la înțepătura de căpușă. Căpușele au fost și vor fi alături de noi ca și vector pentru importante boli infecțioase. Dintre aceasta, poate cea mai cunoscută, mai mediatizată, boala Lyme, dar nu numai. Boala Lyme este transmisă de căpușele din regiunea noastră. Avem și boli virale, encefalita transmisă de căpușă, boli parazitare, babesioza. Deci avem probleme importante de sănătate publică și aspectele de prevenție pe care le-am tot discutat în ultimul timp ne-au
subliniat importanța prevenției versus tratament. Și de aceea, poate în această emisiune, aș vrea să ne reamintim alături de telespectatori care sunt măsurile de prevenție a transmiterii bolilor prin înțepătura de căpușă. Deci despre prevenție vom reveni imediat la dumneavoastră să vă ascultăm, dar îl ascult cu mare interes pe domnul profesor German, să vedem ce ne-ați propus, că ne-ați propus o temă foarte incitantă, așa mi s-a părut mie. Da, deci spuneam că acest an pandemic a avut un efect pozitiv extraordinar asupra naturii. Omul a stat mai mult în casă, mai mult izolat, ca atare o serie întreagă de acțiuni, de, să zicem, reducere a numărului căpușelor din natură nu au fost aplicate, agricultura și a mers cu frâna trasă, deci, iar efectul acesta pozitiv a pandemiei și a statului în casă se vede foarte bine. Cu toții vedem câmpuri întregi de păpădii înflorite, n-am mai văzut așa ceva niciodată. În ceea ce privește căpușele, asistăm la o adevărată explozie. Deci eu care de 15 ani, pot să zic așa, mă ocup de căpuși, anul ăsta am înregistrat o explozie extraordinară, nu neapărat la om, pentru că la om noi primim zilnic 2, 3, 4 căpușe să le analizăm, să le identificăm, să spunem proprietarilor dacă sunt sau nu sunt periculoase pentru ei prin prisma transmiterii bolii Lyme. Dar am văzut aceasta, am sesizat această explozie la animalele noastre de companie, câinii mei, proprietate personală, să spunem așa, nu au avut niciodată... Fantastic! Deci la câinii dumneavoastră, da, animalele de companie, explozie, da. Și asta înseamnă că nu numai la profesorul German regăsim așa ceva, este o chestie generalizată. Vă dați seama, câinii mei sunt printre cei mai bine protejați împotriva purecilor și a căpușelor, poate din întreg orașul. Și cu toate acestea, anul acesta am găsit pe ei nenumărate căpuși, indiferent ce metodă de protecție am aplicat. Deci este într-adevăr în mediu, se înregistrează o explozie extraordinară de căpușe și în orașul Cluj am avut căpușe recoltate de pe oameni care au fost în parcul central. Asta vroiam, domnule profesor, puteți să ne, foarte succint, o hartă a Clujului, unde sunt cele mai mari probleme? Am înțeles parcul central. Hoia, Sfântul Ion și practic toate împrejurimile Clujului, unde oamenii ies la iarbă verde acum în ultimile săptămâni de când s-a încălzit și s-a mai relaxat situația, peste tot sau de peste tot ne vin oameni mușcați de căpușe. Aoleu, domnule profesor, uite, am încercat inclusiv cu doamna conferențiar să găsim acea luminiță de la capătul tunelului, dar pare să nu este energie electrică destulă pentru acea luminiță, pentru că veniți dumneavoastră și ne speriați, pe bune ne speriați cu aceste căpușe. Domnule doctor Mureșan, la cabinetul dumneavoastră s-au prezentat în ultimele zile, săptămâni, pacienți cu căpușe? Să știți că și anul trecut, când era perioada în care am stat în casă 2 luni, când a fost starea de urgență, am avut 6 cazuri de pacienți mușcați sau înțepați de căpușe, pentru că și în acea oră cât era voie să ieși, ba dimineața, ba după masă, după categorie de vârstă, am avut pacienți. Și lumea aș închipe că doar dacă merge, știu, în vârful dealului sau în pădure sau în munte, poate să ia căpușe. Păi da, așa exact cum spunea profesorul German, ne-a dat câteva puncte de reper la Cluj și bineînțeles acolo se regăsesc căpușe în număr mare, așa cum am înțeles. Vă ascult. Domnul profesor este foarte modest, dar împreună cu colegii de la Clinica de Boli Infecțioase și cu serviciile de urgență, dânșii au făcut un studiu la Cluj pe perioadă îndelungată în care au examinat căpușele care au fost extrase de către colegii de la serviciile de gardă și mai mult de atât este o hartă la nivel național, pentru că emisiunea noastră cuprinde mai multe județe. Sunt 11 județe din Ardeal, cu centrul la Cluj, dar tot ce e în jurul nostru, respectiv Sălaj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Mureș, Covasna, Harghita, Sibiu... Toate aceste județe, așa cum ați spus, le acoperim mai multe. Sunt 11 județe care sunt la risc pentru transmiterea și encefalite de căpușe, dar și pentru transmiterea bolii Lyme. Vai de mine, ne-ați speriat acum și dumneavoastră. Domnul profesor a început...
Dar bine faceți că ne speriați, că măcar umblăm așa mai tiptiluți prin unele zone ale Clujului și, bineînțeles, în alte județe. Doamna doctor, vin la dumneavoastră pentru că mi-am notat aici neapărat musai, prevenția trebuie discutată cu dumneavoastră. Așa este. Nu cred că ar trebui să ne speriem. E clar că nu vom renunța la contactul cu natura și, așa cum spunea și domnul doctor Mureșan, avem studiu din 2010 în care am evaluat căpușele extrase de la pacienții care s-au prezentat în serviciul nostru. Majoritatea acestora erau și vector pentru boala Lyme, pentru encefalita de căpușă, nu neapărat infectate, dar vector pentru aceste boli. Și de atunci am insistat prin a mediatiza aceste metode de prevenție. Foarte important, începem de la îmbrăcăminte, cum ne îmbrăcăm atunci când mergem în natură. E important să avem tegumentul acoperit, haine subțiri de culoare deschisă care să ne acopere în totalitate pentru a limita, să spunem, accesul căpușei și atașarea căpușei de tegument. Important, după ce revenim din excursie seara acasă, să inspectăm tegumentul, să căutăm căpușele atașate. Riscul de transmitere a bolii Lyme, de exemplu, este zero dacă căpușa este îndepărtată în primele 24 de ore de la atașare. Deci foarte important să îndepărtăm căpușa odată ce am identificat-o și ar fi de subliniat faptul că, spre deosebire de țânțar, să spunem, înțepătura de căpușă nu doare. Nu este o înțepătură dureroasă și atunci poate trece foarte ușor neobservată o căpușă atașată, dar important să inspectăm întreg tegumentul, inclusiv la nivelul scalpului, să inspectăm copilul după ce revine acasă pentru a îndepărta căpușa și îndepărtarea căpușei. Iarăși, un aspect important, nu este un motiv de panică, să spunem, nu trebuie să ne prezentăm la serviciile de urgențe, să așteptăm ore întregi rezolvarea urgențelor majore. Și ce facem? Se pot îndepărta căpușele de către noi, deci adultul poate îndepărta căpușele și atașate la nivelul tegumentului. Treaba aceea cu ulei sau, nu știu, am auzit eu... Din contra, niște acele chestii măsuri băbești, am auzit eu. Da, acele măsuri, să spunem, tradiționale băbești nu sunt recomandate. Ulei, aceton, aplicate pe căpușă, într-adevăr se detașează mai ușor, dar și regurgitează înainte de a se detașa și atunci transmite toți agenții infecțioși care sunt la nivelul tractului digestiv. Deci nu recomandăm astfel de măsuri. În schimb, o pensetă, tracțiune verticală, ușoară, urmată de detașarea căpușelor și dezinfecție la locul unde a fost atașată cu un dezinfectant. Data viitoare, când ne permite deja regimul acesta sanitar, am să vă invit aici în platou, doamna doctor, să ne faceți o demonstrație live. Bine? Că e cel mai bine să învățăm aici așa pe materialul clientului. Sunt filmulețe și filmulețe, da, noi le recomandăm. Bine, facem noi filmulețul cu dumneavoastră, da, aici, este live. Domnule profesor, mi-ați spus la un moment dat că primiți căpușe spre verificare. Ceva de genul acesta. Adică ce verificați? Deci, în primul rând, așa, foarte pe scurt, pentru că și Violeta și domnul doctor Mureșan au făcut referire la acel proiect care s-a desfășurat între 2010-2014. A fost un proiect amplu de circa 1,5 milioane de euro și noi am făcut un screening național în ceea ce privește populațiile de căpușe. Singurele căpușe care transmit boala Lyme sunt cele ce aparțin genului Ixodes. Specia cea mai comună este Ixodes ricinus. Pot să vă spun că 90% dintre căpușele din mediu aparțin genului Ixodes, iar dintre acestea, purtătoare ale boreliei burdorferii, deci agentului patogen a bolii Lyme, variază de la zonă la zonă. În jurul Clujului, cam 2% din acei 90% căpușe conțin în organismul lor borelii. Există în Transilvania zone unde acest procent ajunge pe la 4,55%, de exemplu în jurul Sovatei. Acolo am găsit practic în Transilvania cea mai mare incidență a boreliilor. Unde este cea mai mică incidență și unde este cea mai mare, domnule profesor, în Transilvania? Deci, în Transilvania cea mai mare a fost undeva în jur de 4,55% în jurul Sovatei, iar cea mai mică sub 2%, să știți că nu prea am găsit, 1,52%. Ele practic sunt răspândite peste tot.
Am înțeles. Domnule doctor Mureșan, înainte de a merge către Căpușe, foarte pe scurt, să-mi spuneți dacă a demarat vaccinarea la cabinetele medicilor de familie, dacă dumneavoastră sunteți prins în această acțiune. Da, avem și deja pacienții încep să vină. Vin pentru că au încredere în medicul de familie, vin pentru că așteaptă de mult timp ca să primim în sfârșit administrarea. Deci interes există. Pe vremuri era problema comunicării pe care discutasem pe vremuri, acum câteva luni, de parcă erau câțiva ani, cu doamna doctor Briciu. Am trecut cu bine, cu brio, peste capitolul comunicare. Înseamnă că lumea știe deja foarte bine și e îmbucurător că se folosește și de cabinetele de medicină de familie. Domnule Mureșan, să ne spuneți, dacă puteți să ne spuneți, un om care descoperă că a fost înțepat de o căpușă pe stradă, în piața Mihai Viteazu, dau și eu niște puncte de reper, fuge la dumneavoastră la cabinet și ce face? Sau nu fuge la cabinet, face cum zice doamna conferențiar? Mai degrabă face cum zice doamna conferențiar și lucrurile acestea ar trebui popularizate și noi încercăm atât prin intermediul consultațiilor care le avem și cât și dumneavoastră prin intermediul mass media ca să nu speriem populația și să nu vină neapărat la medic în momentul când are o înțepătură de căpușe. Ideea că trebuie extrasă cu o pensetă, cum spunea doamna doctor, mai mult de atât, în ultimii 4-5 ani nu se administrează antibiotice dacă a fost în ultimele 24 de ore și dacă nu există manifestări locale, adică nu-i umflată zona aia, nu-i roșie, nu-i dureroasă, nu sunt alte modificări, nu necesită neapărat prezentarea la medic. Bineînțeles, în cazurile care prezintă lucrurile care am menționat anterior, trebuie consultație sau la un interval de 4-6 săptămâni un consult la cabinetele de boli infecțioase pentru anticorpi sau pentru alte lucruri. Am înțeles. Există și boala despre care puțină lume știe, encefalita transmisă de căpușe, care este o boală pentru care, din păcate, nu avem tratament, dar, din fericire, avem vaccin. Deci există vaccin, vaccinul există din 1976 în țările dezvoltate, însemnând în Austria, în Germania și așa mai departe, iar de vreo 10-20 de ani în marea majoritate a țărilor europene. Iar în România l-avem de anul trecut. Este un vaccin care se administrează începând cu vârsta de un an și se adresează populației la risc, populației care... Este obligatoriu acest vaccin despre care vorbiți? Poftim? Este obligatoriu vaccinul acesta? Nu, este pentru un vaccin recomandat. Toată lumea e nebunită. Unii că de ce e obligatoriu, alții de ce nu e obligatoriu. Vedeți ce se întâmplă. Stimată doamnă, stimați domn, vă mulțumesc foarte mult. Am ieșit din spațiul de emisie alocat acestei teme, dar mod sigur vom mai discuta și dacă se poate în această formație completă în care ne-am aflat și în această după-amiază. Mulțumesc încă o dată, spor la treabă și doamna conferențiar, ajutați-ne cu luminița aceea să fie cât mai mare și cât mai vizibilă. Mulțumesc tuturor. Noi mergem din nou mai departe, ultima parte la regiunea în obiectiv de astăzi. Mare sărbătoare, mare, hai să-i spunem așa, o mare eliberare se pregătește la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Am mai avut o discuție acum câteva săptămâni cu managerul acestei instituții despre ce este vorba. Avem un mic material, cred, pregătit în ca preambul la discuția pe care o voi purta cu domnul Florin Estefan. Ia să vedem și revenim. În acest weekend vor avea loc spectacole pilot în București și Cluj-Napoca. După mai bine de un an în care nu a avut loc nicio reprezentație, sala Operei Naționale Române din Cluj va fi din nou aproape plină. Ne bucurăm foarte mult să facem parte din acest program pilot al guvernului în vederea monitorizării și a stabilirii normelor pentru reînceperea activității instituțiilor de spectacole din România. Și iată că în 15 mai, sâmbătă seara, vom avea acest spectacol pilot, care este un singur eveniment cu normele astea mai stricte. La eveniment vor putea participa 762 de spectatori. Vor avea acces doar cei care sunt vaccinați și pentru care au trecut 10 zile de la rapel. Intrarea se va face pe bază de buletin, dar se va verifica de către STS dacă te-ai vaccinat cu ambele doze și au trecut 10 zile de la ultima administrare a vaccinului. Masca nu va fi obligatorie, va fi facultativă. În sală poți să o porți sau poți să nu o porți. Este decizia ta personală și în consecință vei alege ce să faci. De la orice test, la orice clinică te vei duce, vei fi introdus în sistem să se vadă dacă cineva, după participarea la acest spectacol, a fost susceptibil sau a avut vreo
altă problemă. Artiștii implicați în spectacol sunt fie ori vaccinați, ori testați PCR de către DSP cu 72 de ore înainte. Și artiștii de pe scenă vor cânta fără mască, fără distanțare, în ideea de a arăta că spectacolele pot să reînceapă să se organizeze în condiții normale, fără distanțare, în condiții de siguranță și așa mai departe, pe baza vaccinărilor, bineînțeles. Clujenii vor putea urmări sâmbătă spectacolul Faust de Charles Gounod cu o distribuție de talie internațională. Invitați special vor fi tenorul Ștefan Pop, basul Sabo Balint și baritonul George Petean. Spectacolul începe la ora 19. Da. Interesant, îmbucurător. Mai multe aflăm chiar de la Florin Ștefan, manager general la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule director! Bună ziua, bună ziua! Aveți emoții ca la o deschidere de stagiune sau la 100 de ani a Operei Naționale din Cluj? Este totuși un moment istoric ceea ce se pregătește pentru ziua de sâmbătă. Emoții avem că am și uitat cum e să fac spectacol, de câtă vreme n-am mai avut șansa de a primi public aici. Aveți și curajul să-mi spuneți de câte zile n-ați primit public? Din începutul lunii octombrie, când am avut acel concert de deschidere și de închidere a stagiunii în acea seară. Era momentul în care deschideam stagiunea și în timpul concertului s-a dat decizia că rata de infectare crescuse și nu se mai putea face, s-a închis. Bun, deci să trecem la evenimentul de sâmbătă. Am înțeles că vor fi acceptați 762 de spectatori, ceea ce este cât la sută din capacitatea sălii? Păi din 928 pare mi se, de locuri cât are teatru, este un procent de două treimi. Am citit undeva, am auzit undeva că dumneavoastră, vorbesc de persoana dumneavoastră, ca manager, ca om de operă, ca om de scenă, v-ați fi propus să fie 100%. Nu mi-am propus eu, erau niște discuții vis-a-vis de... Vedeți ce bine, astea sunt fake news-urile cu care ne luptăm și noi și dumneavoastră și mai bine să le clarificăm. Deci erau niște discuții, într-adevăr, în programul ăsta pilot suntem trei instituții. Este de Opera Națională București, Teatrul Național București și cu noi. În cadrul, noi toți am trimis schemele sălilor și amplasamentele și așa mai departe cu accesele și toate astea către Ministerul Culturii, respectiv Ministerul Sănătății și am primit exact de la dânsii cum se împarte sala. În cadrul operei din București va fi cu 100%. Noi și Teatrul Național București, pentru că scaunele sunt un pic mai înguste, avem această regulă de 4 locuri, unul liber, 4 locuri în împărțire de genul ăsta. Pot să vă întreb ceva așa, cum să zic, fără să ne audă nimeni? Da. A fost un lobby mare din partea Operei Naționale Cluj ca să se facă și la Cluj? Știți de ce vă întreb? Pentru că, dacă nu greșesc, Opera Națională din Iași, ca sală, este identică cu Clujul. Este mai mică. Este mai mică? Da. Am înțeles. Bine că ne-ați spus treaba aceasta. Este mai mică. Deci noi am apărut în acest program pilot după niște discuții pe care domnul primar le-a avut cu premierul și cu ministrul culturii și ne-am bucurat că suntem onorați să fim primiți și facem și noi parte din el. Nu am făcut noi instituția un lobby. Am înțeles, dar v-am întrebat noastră. Da, spuneți-mi, vă rog, care este menirea și miza acestui spectacol test, acestui spectacol experiment, nu știu cum să-i spun ca să fiu cât mai corect. Pilot. Și cum? Pilot. Pilot. Hai să-i spunem pilot. Spectacol pilot. Deci care este miza principală? Miza principală este așa, să vedem dacă va exista rată de infectare în rândul celor vaccinați, având în vedere că în sală nu va mai fi distanțare decât acele locuri lăsate între grupurile de 4. Da. Și având în vedere că nu au acces decât persoanele vaccinate în acest spectacol unic pilot și publicul are posibilitatea să opteze între a purta sau nu masca.
și atunci toți cei care vin își dau acordul că vor fi monitorizați pentru următoarele 14 zile. Cum se va desfășura această monitorizare sau dumneavoastră nu știți? În primul rând, toată lumea se înregistrează și își dă datele personale la operatorul care colectează aceste date, și anume firma în mod de... sigur STS-ul, nu? Operatorul STS. Da, și se implică STS-ul, într-adevăr, pentru că se intră pe baza buletinului care este scanat de acele scanere ale STS-ului la intrare. Da. În urma spectacolului, toți spectatorii vor primi un e-mail cu date ca în cazul în care cineva este simptomatic să sune la un număr de telefon, la 112, spune că a fost la spectacolul da. Cu pricina și în caz că vor apărea cazuri, vor fi testate cu o prioritate și persoanele respective vor intra într-o bază de date ca să știm, să avem o statistică. Deci, Doamne ferește, să avem astfel de cazuri. Cel mai bun caz este când, dacă nu va fi nimic în perioada de monitorizare, ceea ce va implica și alte astfel de evenimente culturale la Opera Națională? În funcție de statisticile pe care Ministerul Sănătății, DSP-ul, le va avea după aceste spectacole pilot, se vor face normele sau se va da drumul la normele de funcționare a instituțiilor de spectacol pentru următoarea perioadă de timp. Domnule director, am fost și suntem obișnuiți cu acele foarte frumoase evenimente, spectacole în aer liber pe care le-ați organizat, le-ați realizat în fața, pe esplanada din fața operei, în centrul Clujului, lângă statuia lui Matia Corvin. Aveți de gând să reintroduceți pas cu pas și aceste evenimente? Evident, pentru noi, certitudinea stagiunii din acest an este tot aer liber și ceea ce vom face în aer liber pe parcursul lunii august. Bineînțeles că suntem optimiști și eu personal cred că din toamnă ne vom relua activitățile cu anumite norme de protecție, dar totuși vom reîncepe în sală pentru că văd trendul ăsta descendent al infectărilor. Însă am proiectat pentru acest an din nou Opera Aperta, un program pe care nu l-am făcut în ultimii 2 ani, este deja proiectat, vrem să facem din nou în Piața Unirii și acum suntem în perioada de depunerea proiectelor la Primăria Cluj, sperăm să avem sprijinul necesar și să putem în să mod facem... În mod sigur veți avea, pentru că și după acest proiect pilot va ieși totul așa cum se cuvine. Două întrebări foarte scurte și răspunsuri foarte scurte, vă rog. Unul la mână, lumea este interesată. Mă duc eu la Opera Națională, îmi scanează buletinul, dar oare artiștii toți sunt vaccinați, toți sunt ok? Artiștii, cei care nu sunt vaccinați, vor fi testați cu 72 de ore înainte, PCR de către DSP. Dumneavoastră sunteți vaccinat? Da. Bun, și a doua chestiune, hai să recapitulăm pe scurt și să-mi spuneți în prealabil dacă se mai găsesc bilete sau cei care sunt doritori de bilete, cum procedează? Cei care sunt doritori de bilete intră pe site-ul instituției sau pe bilete.ro și își achiziționează de acolo biletul în urma completării unui formular și a asumării printr-un click a regulilor și normelor legate de acest eveniment. Și atunci toate acestea se leagă de evenimentul pe care să ni-l prezentați, să ni-l recapitulați încă o dată, domnule director, vă rog pe dumneavoastră. Faust în variantă de concert cu o distribuție ieșită din comun pentru noi, adică o distribuție specială, să zic așa, cu Ștefan Pop în rolul titular, Sabo Balint Mephisto, Ghiță Petean din nou la Cluj în rolul Valentin, colega noastră Diana Sugui Margherit și Alexandra Leșiu în rolul lui Zibel, sub conducerea lui David Crescenții și întregul ansamblu. Și foarte important ce ați pomenit și dumneavoastră, domnule director, treaba cu formatul de concert. Poate că multă lume nu știe, multă lume știe ce înseamnă acest format. Nu va fi spectacol cu regie, cu decoruri, cu costume, ci va fi în formă concertată, adică având orchestra și corul pe scenă și soliștii la fel, cântând în concert, fără regie. Am înțeles. Domnule director, mă vedeți pe mine? Dacă vă văd? Da, mă vedeți? Da. Uitați, vedeți pumnul ăsta?
Așa, vă ținem pumnii noi, TVR Cluj și colegii mei toți, vă ținem pumnii să vă iasă așa cum vă doriți acest prim spectacol pilot, ca să nu greșesc. Mergeți, oameni buni, ați auzit de la domnul director. Mulțumesc încă o dată, baftă multă, vă lăsăm să faceți treaba. Eu mulțumesc că ne sunteți aproape. Da, da, așa este. Mergeți la acest spectacol pilot care se va prezenta, ați văzut, cu o distribuție de excepție, cum a spus și domnul director Ștefan, după care în mod sigur se va relua stagiunea așa cum ne-a obișnuit Opera Națională din Cluj-Napoca. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!